Imaginile au fost filmate de un martor. Din filmuleț se vede clar cum bărbatul coboară dintr-o mașină de lux și le agresează pe șofer. Victima, potrivit unor surse, lucrează la poliția din eforie. Bărbatul era însă în timpul liber. La momentul agresiunii era în mașină cu soția. Bătăușul are 39 de ani și este din Constanța. El a fost reținut ieri pentru 24 de ore și astăzi a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Constanța cu propunere de arestare preventivă. Pe contul de socializare al individului curg însă mesajele de susținere din partea prietenilor.